Bun, băieții, suntem în ziua a doua de antrenament pentru Cipi. O să faci de două ori săritură de pe genunchi. Dar o să faci vreo 10 repete. Dacă nu vă antrenați cu Zmăru, nu știți ce pierdeți. Îl avem aici pe Andrei Leuștean, care este de câte ori campion. Oricum, l-am mai prezentat, că e prima mea victorie ca antrenor cu domnul Andrei. Nu-mi place să mă lau, sunt foarte modest. Dar e cel mai bun. Lasă că lui domnul e cel mai bun. Nu, băi, nu-mi place să-mi dau like-uri singur. Zic, câte meciuri ai câștigate? 13, atât de multe. Ce și campion mondial și european de câte? De două ori. De două ori. Acest campion european de două ori s-a făcut sparing cu Cipi. Ce bun, european și mondial și pe Muay Thai și pe kick și pe regulament K1 și bronz în Thailanda, în Bangkok. Și campion național și... Bă, ceva. E bine. I-am zis o chestie. Îmi dau like-uri singur acum și... Lasă, gândești. I-am zis o chestie. În momentul în care a început pregătirea, ce ți-am zis, Cipi? Că o să-ți aduc ce? Cei mai buni luptători să fac sparing cu el. Bun, o să zicem de acum, pentru că o să urmeze foarte multe vloguri, o să avem pe Andrei Leuștean, care oricum îl antrenează pe Ștefan. Pe Ștefan Ciuhulescu. Așa. Care o să se bată și el în gala RXF. O să-l avem pe Andrei Ostrovanu, care deja am vorbit cu Cipi, să-l cazăm la el acolo, cred că mănâncă-i bătaie și dimineața, nu? O să aibă regim și dimineața cu Andrei Ostrovanu, și cu Ștefan Otescu, și cu Rembo, și cu Cosmâncă, și cu Călin Petrișor, și cu... Nu mă duci pe Rembo. Da, frate. Da, o să fiu. Am deci... uitat la meciurile lui azi. La Rembo? Da. Mamă. Deci o să-l aducem și pe Rembo. În același timp vreau să știți că vreau ce mai bun pentru sportivul meu, care acolo este ce. Te iubesc. Mă iubește acum, dar să zice mă înjură în gândul lui când faci exercițiile. Nu mă înjură. Bun. Și vreau să fac o pregătire cât mai complexă, încât nivelul lui Cipi în RXF să fie mult peste toți sportivii la oaltă. Adică Cipi o să fie mai bun decât toți deodată. Și cred că ar putea să facă, fii atent, Cipi. Următoarea provocare, după ce bate pe adversarul lui, probabil o să se afle în momentul în care punem vlogul ăsta, o să fie să se bată cu doi în aceea seară, de categoria lui. Merge? Da, frate, normal. Da, accept. Doi în aceea seară pentru Cipi. În acest timp, să nu mai stăm atât de mult de vorbă, vreau să vedeți nivelul de pregătire al lui Cipi, care este la început în momentul ăsta. O să-i dăm câteva exerciții funcționale, multe dintre ele le-a făcut deja, doar că mai are câteva, câte serii, nu? 10 repetări. Mai are 10 repetări. 2 sărituri, având bam, spent. Ia să vedem. Hai, sari, hai! Bine, 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 din nou! Bolo, hai, sari! Flexează mai mult genunchi pe drept în momentul în care sari. De aici, vreau să flexez mult. Să ții balansul, să sar pe picior și de aici bam, sprint. Hai. Și sprint numai? Și sprint numai? Da. Pentru că foarte mulți probabil vă întrebați la ce folosește acest tip de exercițiu și vreau să vă spun la fiecare exercițiu pentru ce îl folosim în pregătirea lui Cipi. Acest exercițiu provine din lupte libere, săritura de pe genunchi, asta de obicei se face la încălzire, dar eu o folosesc ca metodă de exercițiu pentru explozie. În momentul în care Cipi sare de pe genunchi, folosim explozia de pe genunchi pe toată talpa, după care folosim echilibru, altă deprindere motrică, de la echilibru, săritura de pe un picior pe celălalt, vreau să fie detentă. În momentul în care avem detenta, putem avea stabilitate pe picioare. După care avem partea de sprint, care este viteza, adică ceea ce ajută foarte mult la jocul de picioare. Sunt foarte multe, cum să spun, deprinderi motrice pe care le capeți în urma acestui exercițiu și nu o să dăm foarte multe spoilere la exercițiile pe care o să le facem, pentru că nu vrem ca adversarii, în speță și antrenorul care o să fie adversarul lui Lucipi, să se uite să vadă ce facem noi aici. Vreau să ții ambele picioare jos, ocupe spate de-a omerii mei să fie fix sub TRX și de aici, uite, mâna stângă pe barbă. Bazinul meu o să fie ridicat, umărul vezi că îmi acoperă barba, exact ca și cum aș da-o direct. Fiind în poziția asta, vreau să-mi trag corpul până aici, până la pumnul meu și să duc pumnul meu pe barbă, ca și cum aș da-o direct din spate, ca și cum aș schimba greutățile, da? Una, două, trei, ai înțeles? Patru, ia, hai, una, două, trei, patru, cinci,
30. 8. 9. 10. Hai, hai, hai. 11. 12. 13. Hai, Cipi, hai. 15. Păi nu 15 pe mână? Nu, nu, nu. 30 pe mână, hai. Uite cum fur. N-am văzut așa ceva. Hai. Cât avea acum? 20, hă? Le trage pe dreapta. Da, mă trage. Nu, că acum e cu stânga. Hai. 22, hai, Cipi. 23. 24. 25. 26. Hai. 27. 28. Închide pumnul. Hai. 29. Hai. 30. Bun, schimbă. Nu vreau pauză între ele. Hai. Următoarea. Hai, mai repede o vreau pe asta. Hai. 1. 2. Trage pe barbă dreapta. Trage pe barbă. 4. 5. Hai. 6. Picioare apropiate. Hai, Cipi. 6. 7. Hai. E mai greu, hă? Hai. 7, 7, hai, 8, 9, 10, hai, 11, 12, hai, 20, vreau, 13, 14, 15, haide, trage-mă de tine, 15, 17, hai, că ți-am făcut 18, hai, 2, hai, încă una, tare, bine, mă, băiată, oh, shit, bine, uite, puteți citi durerea pe fața lui, ia stai, mă, că nu se lasă, bine, mă, așa te vreau, hai, 24, hai, 25, hai, 26, Cipi, hai, 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 27, 28, 29, bine, mă, bine, bine, mă, băi, uite, așa îmi place să lucrăm. Și mie. Băi, eu credeam că renunță, acum, gen, capul cu 20, dar văd că s-a ținut până la 30. Băi, eu pot, am mai pe mușchi, vezi că eu nu sunt, am nimic, dar nu mai duc, am febră. Băi, e anduranță pulmonară și anduranță musculară. Am febră. Păi știu, deci tu ai anduranță... Pulmonară sau? Pulmonară în deloc. N-ai de mult. N-ai musculară. Ai mult musculară. Bun, o să le rugăm pe amândouă. I-am spus lui Cipi că o să rupem scările de la parcul Carol. Da, ce să facem, Cipi? Oricum, îmi place, îmi place. Se mișcă foarte bine. Pentru cei care se întreabă pentru ce este acest exercițiu, ei, în momentul în care vreau să lovesc directele, mâna mea stângă o să se numească 1, mâna mea dreaptă se numește 2. În momentul în care mâna stângă este în față, vreau să încarc 2 și din poziția asta să imediat să trag brațul stâng pe barbă, bam, pleacă 2. De aici, după 2, pleacă 1. Bam. Ei, pentru explozie lucrăm aceste exerciții și pentru forța în brațe. În momentul în care răsturnăm greutatea de pe un braț pe altul, în momentul ăla avem o forță mai mare în brațe. Îmi place, eu tot ești nebun. Voi nu știți ce pierdeți dacă nu v-am antrenat cu mare. Altul v-ar lăsa, nu mă las în pace. Mă pune rău, așa îmi place. Băi, cum te-ai simțit după antrenamentul de astăzi? Fenomenal de bine. Ai grijă că acum știu să țin garda și jabia. Dar trăgeți și stânga pe barbă când ai drept. Așa! A singura problemă pe care am mai văzut-o și pe TikTok, că zic ăștia. Bă, contul ăla. Băi, dar să vină mă să-l țină ei dacă pot, de bicepsul ăsta. Uitați-vă puțin la bicepsul ăsta, cum vine în pieptul ăsta. Ia țineți-vă garda așa, că e greu. Uite cum e ăsta. Ia uite. Altceva. Hai că plânge după filmare. De ce, mă? Păi uite cum e. Pune mâna. Ia, pune mâna și zi pe cameră. Băi, ești nebun? Aia zic, eu știu. Să zgudui ringul dacă dau un cot ăsta. Bine. Păcat că n-am voie în meci să dau cot. Sunt în regulă de amator și n-am voie să-i dau cot. Dacă dădeam cot,